În sectorul Ciocana vor fi amenajate două spații publice în acest an. Potrivit primăriei Chișinău, acestea vor fi scoarul din Bulevardul Mircea cel Bătrân 29 și scoarul Maria Drăgan cu viziune panoramică. Anume, aceste două locații au acumulat cel mai mare număr de voturi din partea cetățenilor ca urmare a desfășurării unui sondaj în acest scop, în perioada 19-26 februarie curent. Amintim că administrația publică locală a solicitat opinia locuitorilor vis-a-vis de alegerea celor două zone de agrement ce urmează a fi amenajate pe parcursul anului curent. Pentru acest an, în bugetul municipal au fost alocați câte 5 milioane de lei per sector pentru finanțarea și implementarea proiectelor de amenajare a parcurilor, scuarurilor și spațiilor publice.